Ce voiam să vă întreb? Vă mai amintiți de condițiile din pușcăriile românești? Mă rog, nu vă doresc, dar vă reamintesc că poate n-ați mai văzut reportaje despre asta de mult. Haideți să vedem împreună, așadar, în ce condiții stau pușcăriașii și din această țară. Imaginile au fost publicate pe Facebook de sindicatul de poliție Europol, care acuză acum autoritățile pentru condițiile mizere în care sunt cazați studenții Academiei de Poliție. Cei din sindicat spun că studenții stau câte 16 într-o cameră, n-au în apă caldă și multe dintre toalete nici măcar nu funcționează. Hă? Ce părere aveți? Doar că am greșit eu, mi-asum, da? Șmecher, mă înțelegeți? Uh, imaginile sunt de la Academia de Poliție. Ați auzit, da? 16 într-o cameră, toaletele sunt nefuncționale într-o proporție covârșitoare, iar despre apă caldă nici nu poate fi vorba. Da, șefii acestei instituții aveau vreme să o amenințe cu moartea pe Emilia Șercan. Da, cu asta se ocupau ei până de curând. Deci, Academia de Poliție. L-ați văzut pe Bode în vizită pe acolo? L-ați văzut scandalizat de aceste condiții? Stau viitorii polițiști mai rău decât infractorii la Rahova. La fel se întâmplă și cu viitorii soldații ai nației. Da, că tot e ziua armatei. Uite, mergeți dacă vreți, vă dau un exemplu la întâmplare, la Colegiul Național Militar de la Câmpulung. Da, să vedeți pușcării acolo, vă povestesc dată. Altfel, șefii din poliție se zbat pentru pensii. Da, mereu am zis asta. Și în instituții e fix ca în societate. Cei de sus sunt șmecheri, cei de jos cu munca pentru mai nimic. De-aia și eu mai greșesc aici la emisiune, când îi mai pun pe toți la grămadă. Hopa, ia că e ora mesei la pușcărie, ia să vedem. frumos, cărniță, tati. Iată, există și masă gratuită, doar că fuge, trei s o prinzi. Rum service, dar dacă n-ai deschis la timp, se cară. E, în acest timp, domnul Bode se îngrijește să cumpere BMW-uri de la nenea care e prieten cu domn președinte. Iar viitorii polițiști dorm în veceuri. Foarte frumos! Apropo de România educată, nu mizeria aia de proiect. De aici trebuie început orice vrem să facem în educație De la condiții, de la igienă, de la confortul acestor copii Al acestor studenți, de la săl de clasă, laboratoare, cămine, clădiri ca lumea, căldură Toalete pentru oameni Cabinete medicale, amfiteatre, săli de sport multifuncționale, consiliere psihologică, salarii decente și câte și mai câte care lipsesc cu desăvârșire. Nu, no, voi ați scris un rahat pe niște hârtii și gata, mamă, facem reforma educației. Trebuie să distrugem tot. Asta înseamnă reformă. Revenind la viitorii polițiști. Europol este un sindicat puternic, vocal, care, iată, lansează al nu știu câtelea scandal. Da, vor apărea unii care vor spune, păi știi că și sindicaliștii... Ok, dar hai să ne uităm la rezultate. Hai să facă alții un sindicat mai puternic. Haideți să avem mai multe sindicate care au drept unic scop interesul angajaților din domeniul respectiv. Oricare ar fi acel domeniu. Și mai ales, Haideți să facem din nou sindicate care nu mai pactizează cu un partid sau altul. Pentru că și de aici ni s-a tras. România, oameni buni, are nevoie azi de scandaluri, nu de liniște. Liniștea la noi înseamnă bode. Liniștea înseamnă ciucă. Liniștea însemnată în România servicii care dădeau sentințe în sălile de judecată. Liniștea înseamnă minciună, mediocritate, hoție. asta e vrăjeală cu. A, a, liniște, vă rugăm că e război, sictiri. E război la oamenii ăia, ei suferă. Timp în care voi puneți la cale licitații cu dedicație. Pentru asta vreți liniște, de fapt. Românii își fac astăzi cumpărăturile în Ucraina, că ies mai ieftin, iar voi folosiți războiul ca să vă faceți aranjamentele pe bani foarte mulți. Vreți stabilitate nu ca să vă bateți voi cu Putin, ci ca să aveți continuitate la sapțarap. Pentru că s-a învățat la jmecherii, la aia, la furat, la aia și aia la noi. A, ah, și ca să nu mai avem chiar nicio speranță că ne va fi mai bine într-un termen rezonabil, fiți atenți aici. O treabă e certă. Când e Nea Marcel în formă. Tăticule, nu-l oprește nici, nici Van Dijk, ăla de la Liverpool. Tocmai ne-a explicat Ciolacu cum stă treaba cu politica. Um, cum să vă zic eu, e ca și cum ai pune un film de groază la grupa mică de la grădiniță. Este posibil orice în politică. Genul de chestie pe care o pot spune despre orice. Um, este posibil orice în fotbal. Este posibil orice în dragoste. E posibil orice în economie. Na, e posibil orice pe lumea asta. E, e, nu vă supărați. E, să vă omorâți între voi, e oare posibil? Ați zis că e posibil orice? Nu, 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 vă rog, nu, nu respingeți această idee din start, așa, gândiți-vă, gândiți-vă, uite, eu lasă stai aici, nu mă insting la, da? Dacă, da? Poate vrei să... Atâtea principii aveți încât e posibil orice? Adică, nu știu, mâine o putem vedea pe șoșo -șo cum se joacă cu gheruțele alea isterice ale ei în bărbuța ciolacului? Mă rog, știu, trebuie să bage și ea înainte ceva cașcaval acolo, la, la pieptuț. Dar am înțeles că s-a interesat de preț. Dar cât vrei, mă? Cât? Nu, nu vreau nimic, pentru mine nu. <laughs> Na, dacă spuneți că e posibil orice, domnul Ciolacu, ați putea să dați mâna și cu aur pentru binele nostru, nu? Of, ce ne mai chinuim noi la del cu boii mari? Au îmbătrânit în rele, habar n ce înseamnă partide, democrație, stat de drept. Nu mai zic despre onoare, simțul rușinii, al ridicolului, pentru că nu e cazul. Acești oameni sunt într-o chipare a depravării morale. Ne demonstrează în fiecare zi. Auzim, politică e posibil orice? Nu! Nu, domnule Ciolacu, președintele celui mai mare partid din România și viitor premier, nu! Tocmai că există niște tușe foarte groase, niște limite peste care nu treci, tocmai asta te face să fii cine ești în politică. Îți propui să nu lași pe nimeni în urmă? Ești socialist. Îți propui să sprijini în primul rând profitul, sperând că bogăția celor puțini se va revărsa asupra săracilor cândva, niciodată, atunci ești liberal. Păi de-aia vă împerecheați mă voi toți cu toți, stingeți lumina și vă faceți de cap. Că pentru voi e posibil orice! Orice! Să iau eu ăsta de aici, că-mi vin mie de, auzi? Continuăm. Poate o să iau, o să iau, că e greșite. Vai de mine! Vai de mine cât de tare e asta cu Mihai Tudose! Deci Mihai Tudose la Ministerul Apărării? ca asta e ideea la noi. Ce spuneam și ieri? Bă, pui acolo pe oricine. Important e să aibă legătură cu... Băi, da. Niște studii, niște... Hai, că știți, nu mă apuc eu acum să vă desenez. Așadar, Nea Mihai e ministrul la apărare, cu tot cu glumele lui proaste. Plus că are fața aia de consumator, chiar îl poți trimite să discute cu generalii ruși. Da, dacă îl îmbraci frumos, da, acolo e. A, știu, mă, știu, nu-i frumos să pui etichetă cuiva în baza felului în care arată, scuze. Dar, în apărarea mea, nici ce fac ei acolo nu e tocmai în regulă, da? Domnul Dâncu, având altă opinie, din păcate neconvergentă cu cea a statului român. O, doamna Gorgiu, sărut mâna. Unde erați, doamnă? Ce mai faceți dumneavoastră? Că nu v-am mai auzit de mult. Da, chiar uitasem de politicienii pe care îi trimitem pe bani ca lumea în parlament ca să nu facă nimic. Acum, nu trebuie să-l simpatizezi pe dâncu, chiar dacă dânsul a simpatizat cu toți. Dacă înveți că apar unii de un boschet să explice de ce dâncu nu era bun, te umflă râsul. Apar toți cei care au pupat de fiecare dată unde a fost nevoie, pe oricine, cum li s-a spus. Și tot ei vor să pară că au principii doamna Alina, l-a spus pe Tudose, ministrul la apărare, Tudose ăla pe care îl înjurați de mama focului când era premier. Haideți, doamnă, vă rog eu, lăsați-o așa. Dacă era o femeie serioasă, trebuia să-și vadă de viața ei